război total în PMP. Băsescu retrage sprijinul politic pentru doi membrii sublinierei, vine cu acuzații dure, au vizat o preluare ostil. Presubliniere dintele PMP, Traian Băsescu, a anuncat marci, înainte de subliniere din ca Consiliului Executiv Național, ce partidul va retrage sprijinul politic consilierilor locali din sectorul 6 Mihaela Popescu sublinierei Florin Lucian, pe motiv ce acei sublinierătia au vizat o preluare ostilă a organizației din sector. Completarea hotărârilor validate de Consiliul Executiv Interimar la sectorul 6, NR. Este pe ordinea de zi a sublinierei din cei. Aici a subliniere vrea să vă reamintesc un episod de la Sinaia, unde au venit ni subliniere de domnii care aveau alte păreri decât Consiliul Național. Prin vot au fost clarificate lucrurile acolo. Domnii au venit sublinierei, au făcut o organizație proprie la sectorul 6. Din păcate, la această întreprindere pe cont propriu s-au raliat sublinierei doi consilieri care au fost ale sublinierei pe listele PMP. Părerea mea este ce domnii au vizat o preluare ostilă a organizației din sectorul 6, spre a fi predat unui eventual alt partid, drept pentru care în continuare la punctul 3 avem solicitarea Consiliului Municipal București sublinierei de excludere a consilierilor locali Mihaela Popescu sublinierei Florin Lucian. Prin excludere, le retragem mandatul sublinierei, vor urca în funcție de consilieri la sectorul 6 următorii consilierii sublinierei, aici se va pronunca organizația de la sectorul 6, a precizat Băsescu, potrivit newsro. Potrivit acestuia, pe ordinea de zi a cețnal PMP de marci figurează sublinierea numirea unui presubliniere dinte interimar la PMP Harghita. Avem denumit un presubliniere dinte interimar la PMP Harghita, pe domnul deputat Marius Pa subliniere Can, care în afară de a se ocupa de mure subliniere, se va ocupa sublinierei de Harghita, a menționat Băsescu. Un alt punct al sublinierei din cei este stabilirea datei când va fi convocat congresul organizației de tineret PMP, precum sublinierei o analiză pe situația politică actuală, a încheiat liderul PMP.